Profesorii de la școala gimnazială numărul 14 fac pregătiri gratuite cu elevii de clasa 8-a pentru a avea rezultate cât mai bune la evaluarea națională din acest an. Încă de la începutul anului școlar, elevii au făcut meditații suplimentare atât la română cât și la matematică. Surprinzător este faptul că elevii au rezultate mai bune la matematică decât la alte discipline. Legat de pregătirea care o facem cu elevii claselor 8-a pentru evaluarea națională, trebuie să vă spun că încă din prima lună, de la începutul anului școlar, am început această pregătire. Doamna profesoară Palașcă face cu clasa 8-a B marța de la ora 14 la 15. Eu fac cu 8-a de la 14 la 15 în ziua de miercuri, deci astăzi, în fiecare săptămână. Iar doamna profesoară Șteu face cu 8C joia de la 14 la 15. Ne străduim, toți participă, deci, numai dacă este bolnav, nu vine la pregătire. Avem și un tabel în care face prezența copiilor. Cum se descurcă copiii? Au credere mai mare în matematică decât în română. Sperăm ca și la simulare să ia note frumoase. Impresionant este modul în care elevii învață matematica. Într-o clasă am găsit elevi care rezolvau probleme de matematică pe o platformă online. Profesoara de matematică a reușit să le suscite copiilor interesul pentru această materie. Având în vedere că suntem în era digitală, cursurile de matematică pe care profesoara le predă la clasă fac ca această disciplină să nu fie atât de complicată. Este ok, este în regulă. Noi ne pregătim cât de mult putem înainte de simulare și cred că este foarte folositor această oră în plus. Te ajută emigrațiile la matematică pentru monitor? Da, foarte mult. Mai ales teste finale. Foarte folositoare. Consideri că o să iau o notă mare datorită emigrațiilor în plus la matematică? Da. Pe lângă examenul final pe care elevii de clasa 8 al vor parcurge, simularea evaluării naționale este la fel de importantă. Mâine, 16 martie, elevii au proba scrisă la matematică, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 31 martie.